Biografia lui Hudson Taylor. Capitolul 14. Cine a rupt această floare? Este ușor să zici, Doamne, pentru tine renunț la tot. Dar uneori acest mic cuvânt tot este peste măsură de cuprinzător. Grace era cea mai mare fiică a lui Hudson și era urmată de trei frați și o surioară, a cărei apariție a fost pentru ea o bucurie deosebită. Toți erau iubiți de părinții lor, dar micuța Grace, care avea acum 8 ani, era pentru ei o plăcere aparte. Ea reamintea în plus și de primii lor ani de căsătorie la Ningbo. Pe vasul la mermuire, ea a fost atât de mișcată de minunata schimbare produsă în marinarii care au primit pe Mântuitorul, încât ea însă și-a dat inima Domnului Iisus, așa cum nu făcuse niciodată până atunci. Tatăl ei putea scrie bunicilor de la întoarcerea ei la Dumnezeu, a devenit un copil cu totul deosebit. Privirea ei este mai gingașă, mai dulce, mai fericită. Vara anului 1867 a fost foarte călduroasă. Atingând temperaturi de 39 de grade și toți s-au gândit că era timpul să caute puțină odihnă în altă localitate, toți copiii erau bolnavi. Iar doamna Taylor era și atât de bolnavă încât abia se putea gândi că s-ar putea mișca. La mică distanță de oraș erau ruinele unui templu, renumit altădată, și acolo și-au putut găsi mica ceată, puțin odihnă. Dealurile ofereau o priveliște frumoasă, deși timpul florilor de primăvară trecuse, pinii, stejarii și alunii dădeau o umbră rocoritoare și, atât cât privirea putea ajunge, se zăreau în depărtare un șir neîntrerupt de coline și râuri până spre Marea Chinei. Urcând poteca strâmtă de piatră făcută pentru pelerini, Grace a observat că un om făcea un idol. Tată, zise ea cu tristețe, acest om nu cunoaște pe Domnul Iisus, pentru că face acest idol. Nu vrei să-i vorbești despre Iisus? Și cu mâna ei mică, strângând mâna tatălui său, copila urmărea cu mult interes discuția care începuse. Ceva mai târziu, tatăl i-a propus să roage amândoi pentru acest om și să se roage ea întâi. Niciodată n-am auzit o asemenea rugăciune, spunea Hudson. Ea a rugat pe Dumnezeu cu stăruință să aibă milă de sărmani chinezi, neștiutori, și să ajute pe tatăl său să le vestească Evanghelia. Inima mea a fost mișcată de rugăciunea ei, cum n-a fost niciodată de altă rugăciune. După 8 zile, la 15 august, Hudson scria lui Berger: Preaiubitul meu frate, nu știu cum să scriu și simt nevoia să scriu. Încerc să scriu aceste câteva rânduri lângă patul pe care micuța mea iubită Grace este moartă. Carnea ei și inima noastră suferă mult, dar Domnul este stânca inimii noastre și partea noastră de moștenire. Cunoaștem climatul acestei țări și, nu fără să-mi dau seama, am pus pe altar pentru lucrarea lui Dumnezeu totul. Soția mea, copiii mei, pe mine însumi, acela căruia am căutat să-l slujim, deși cu multe slăbiciuni și cu sinceritate el nu ne-a părăsit. Cine a rupt această floare? A întrebat grădinarul. Stăpânul, a răspuns ajutorul lui, și grădinarul a tăcut. Părinții nu vreau să critice căile lui Dumnezeu, dar lovitura era atât de dureroasă, atât de zdrobitoare. Nu pot să-ți vorbesc decât de ea, scrie mamei sale. Scumpa noastră Grace, cât simțim lipsa glasului ei dulce, acel glas pe care l-auzeam primul dimineața și peste zi și seara, când trec pe drumurile atât de descălcate de piciorușul ei, îmi vine să plâng. Și totuși ea nu este pierdută. N-aș vrea să o chem înapoi, acolo este mai fericită ca aici. Mi se pare că niciodată n-am văzut ceva mai frumos ca ce era copilașul meu. Curăția trăsăturilor ei, pacea pe care o respira întreaga ei ființă, toate s-au fixat în inima noastră și în memoria noastră și micuța ei jachetă chinezească și mânuțele încrucișate pe piept, ținând o floare, era o frumusețe îngerească și a trebuit să fie luată din ochii noștri această scumpă comoară. Rugați-vă pentru noi! După ce au dat înapoi lui Dumnezeu micuța lor comoară pe care Dumnezeu le-o împrumutase,
s-au ocupat cu o râvnă înnoită de lucrarea încredințată lor de a evangeliza interiorul Chinei. În timp ce erau lângă patul fetiței lor moarte, Duncan, care a fost unul dintre cei mai folositori tovarăși de lucru al lui Tyler, se gândea la orașul Nanking, cu zidurile lui înalte și la mulțimea de oameni care nu auziseră despre Domnul Hristos. În această fostă capitală a Chinei, Duncan nu avea daruri speciale, dar avea o mare dragoste pentru suflete și o mare îndrăzneală. Părea că nu este bine ca tocmai el se ducă într-un oraș unde avea să de întâmpinat greutăți în ce privește limba chineză pe care nu o cunoștea prea bine. Dar el, odată ce s-a hotărât să plece, nimeni nu mai putea schimba gândul. Deși singur, Duncan s-a bucurat de mult succes în Nanking, unde a dus pentru prima oară vestea despre Domnul Iisus răstignit și pentru chinezi. Anul 1867 se termina totuși cu multe binecuvântări. Mai multe stațiuni misionare erau înființate până în depărtări și entuziasmul tuturor credincioșilor devenea tot mai mare. Ultima zi a anului a fost pusă deoparte în întregime pentru post și rugăciune, fiecare căutând câteva clipe de liniște înaintea lui Dumnezeu. Totuși, toți misionarii erau preocupați numai cu regiunea din partea mării, care nu era decât o mică parte din întinderea Chinei. Dar Dumnezeu le închide ușile în aceste locuri, pentru ca să fie silit să plece și în alte părți. Răscoale, boli și alte lucruri au hotărât pe Hudson încetul cu încetul să se îndrepte spre nord. Nu era ușor să părăsească o lucrare atât de scumpă pentru inimile lor, pentru a începe o altă lucrare înspre fluviul Langtze. Adunarea din Hangzhou era formată din 50 de credincioși și Hudson i-a lăsat în grija unui credincios chinez, Wang. Știa că Duncan avea mai mare nevoie de ajutor, fiind singur la Nanking. Hudson și soția lui erau gata să meargă acolo sau în altă parte, oriunde va trimite Dumnezeu, de la care cereau îndrumare. Va urma.